Câinele de căutare salvare Le Ban din cadrul ISU Sibiu s-a clasat pe primul loc la campionatul de dresaj al Ministerului Afacerilor Interne. Le Ban, alături de conducătorul său, plutonierul ajutant șef Andrei Constantin, au participat la campionatul de dresaj al câinilor de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne, ediția a 14-a, și au obținut locul întâi la categoria câini de căutare salvare în mediul urban. Pentru Le Ban a fost cea de-a treia ediție a campionatului la care participă, la primele două ediții clasându-se pe locul al doilea. Aici! Bravo, liber! Bravo, Burlingaru! Bravo, Le Ban! Bravo, Burlingaru! Le Ban avea vârsta de 3 ani în momentul în care l-am preluat. A fost o perioadă de acomodare, să spun așa, care a decurs fără probleme. Nu prea aveam motive să mă îngrijorez din punctul ăsta de vedere. E un câine inteligent. A înțeles lucrul acesta, ne-am continuat lucrul fără niciun fel de problemă. Și acum de cât timp lucrați cu el? Am 7 ani. Aproape 7 ani. Cum e ne munca? Suntem împreună. Munca e plăcută, atâta timp cât nu avem dificultăți, e plăcută, tot pentru el e o joacă, lucrăm antrenamente zilnice, întreținere, medicație dacă e cazul, când e cazul. E ca o joacă sau cum spuneți, cum decurg antrenamentele? Pe loc, șezi. Pentru el, cum vă spuneam, e o joacă. El știe în momentul, după ce execută tot ce are comenzile, el primește recompensă, mângâieri, jucărie și așa mai departe. Pentru el e suficient. Ce-i place cel mai mult? Ce-i place? Alintat, ca oricui. Asta e plăcerea lui cea mai mare. Da, avem o jucărie, așa o numim, jucăria supremă, așa e tot. Asta e, lasă. A participat la 3 ediții ale campionatului de dresaj al MAI. Anul acesta a obținut locul întâi la campionat, iar la celelalte 2 ediții a obținut locul al doilea. Ce înseamnă această pregătire pentru comunitate? Sunteți mândri de el? Dincolo de aceste performanțe, pentru noi, pompierii de la ISU Sibiu, Le Ban este un prieten și un adevărat camarad, care ne încântă permanent și de care suntem mândri.